De sărbători, în Ploiești vom avea orășelul copiilor, dar și un târg de Crăciun. Autoritățile au făcut anunțul în această dimineață. Târgul de Crăciun, la fel, vrem să-l pregătim într-un alt concept, în care, de fapt, să avem un târg de Crăciun autentic. Dar asta facem și anul ăsta. Și anul acesta se va face. O să avem și orășel, dar într-o altă locație și încercăm să vedem cum facem legătura între cele două locații. Târgul de Crăciun va fi amplasat în parcul din fața halelor centrale. În schimb, orășelul copiilor va fi amenajat la sala sporturilor. Între timp, pregătirile sunt în toi și pentru iluminatul orașului de sărbători. S-a adjudecat contractul, licitația. Urmează perioada eventualelor contestații, după care se va încheia contractul dacă nu sunt contestații și intrăm pe linia dreaptă, în sensul în care cei de la SGU se vor apuca de montat. Cum o să fie? Deja s-au montat pe... au montat deja ceea ce aveau în custodie, în patrimoniul ei. Autoritățile spun că în tot orașul vor fi montate ornamente. Culorile vor fi alb-albastre, de principiu. Zonele centrale și principalele artere ale Ploieștiului, zonele unde avem sensuri giratori, intersecțiile importante, au participat și o serie de firme care au venit cu sponsorizări în acest sens, în special pentru aceste intersecții. Înainte de a intra în procedura de licitație, s-au făcut câteva prezentări și s-au ales, să spunem, câteva modele de către colegii mei. Sunt și 3D. Primarul Adrian Dobre a anunțat că iluminatul ornamental va fi aprins în seara zilei de 5 decembrie.